Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou episod din serie mea la GTA 4. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou. Și de asemenea nu uitați să vă abonați, apăsați microbățel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Tocmai am primit un mesaj secret, mesaj de urgență națională și mergem la Vlad să ne dea muncă. Oh, ia uzi. Clar. Oh, fac pe taximetristul. Eram eu deja trist deja. Mai bine. Ok, și ceva? Dacă vreau să fur o mașină, vreau să fur una ca lumea. Înțelegi? Let's go. Mamă. Pare supărat băiatul. Saber GT, ce bine arată. Mamă. Stai să vadă Roman ce mi-am cumpărat. O parte. Opa, opa, Penelopa. Mă, să facă drifturi ca lumea, pentru asta mă joc. Dar nu cred că face. La cum se conduce până acum? Up, depășim limita legală, ce ziceți? Dar ce am făcut șeful? Aia mergem la dreapta. Wow. Doar că ai zgâriat vopseaua. Să face greu. Face greu mașina. E instabilă, naiba. Ok, gata, Vlad, am ajuns. My friend, smoking in a bar is a crime, plain and simple. You joking, right? This is a joke. You're playing a joke on me. Mallory. Tell Fatty his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Gata. Stay away from him. Of course. Nimic, n-are treabă. You did good with the business the other day. But now one more vreau ceva nou. Who? Moskovski Jerk, who owns the laundry in the Masterson Street. Moskovski. Mamă, cine e? Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. În colecție de învățat, mamă. Învăț atâția oameni cât o lecție, ar trebui să mă fac profesor. Easy, buddy. Run. Do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know. Nu știu, nu te cunosc. I see anyone I don't know you. Ho, ho. Lol. Vlad говорит. Hello. Da. Bine, măi, vlăduțu, drăguțu. Hai să merem. Sunt pregătit, am shotgun, am pistol, 300 de gloanțe, n-ai cum să o dai cu noi. Și, surprinzător, e foarte aproape ăla, ținta noastră. Deși o să fie cam greu deja, sigur. Gata, aici. Hai, mă. Ceau, băieți. Aruncau cușul de ciorapi. Chase, după el. Scapă. Hai, mă. Let's go. Era trebuie să-mi aduc mașina aici. Gata. Deci trebuie să intrăm în dubița lui. Până se sperie și gata. A luat ceva avans, al naiba. Era pregătit. Te învăț eu fie al naibii de pitic de grădină transpirat să mai arunci cu șosetele tale după mine. Plătește. Dă banii, jump. Copil, copac. Ah, mă, ce faci? Nu vezi că te-ai panicat de tot? Gata. Ei. Scoate bănuțul. Da. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Wow. Do you understand? Interesante amenințări, să moară căi frumoși. Hai, mă, frate.
Da. O să te răzbun, chill. Iau înapoi mașina și am luat 100 de dolari. Da, dar nu-mi place să fac misiuni pentru Vlad. Adică sunt amuzante, dar nu supor pe el. Deloc. I spoke to the laundromat owner. He gets the message. He will pay you now. Am învățat să nu-și mai spele rufele în public. What the fuck? Mă, dar ce are asta cu noi? Nu înțeleg. Chiar nu mă prind, bro. Nu mă prind. Îl jignește în continuu. Face țăran. What the fuck? Chiar nu înțeleg ce are cu el. Să știu de undeva, au ieșit la întâlnire și a fost nereușită. What the fuck? Clean getaway. Sună bine. Mamă, întrunire de rusnaci. Alcoolici anonim. Vlăduț. Hai, thumbs up. A dat high five singur, am văzut asta. Mamă, ce burtă are ăla. Zici că e Kim Jong-un. Because of your cousin owed me a lot of money and until he pays me you're fresh off the boat. Yeah, ass is mine. Mama, e nesimțit cu toată lumea. What a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on. Bunavins just started age, Mark. Come on, Yoko. What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Yeah, wild. Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Mikhail's the man. Shit, my nose is bleeding. No, no, no. My nose bleeding. No. Not yet. Come on. Wait! I'm walking here. Let's go. Caterinca. Hey man, get a get that job, you deadbeat truckhead. Just a little change, man. Man, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their drug habits. Well, say something. You're so fucking laid back. Moron. Băi, deci ăștia de la GTA știu să construiască un caracter, frate. Mor de râs, Caterinca. Ah, și zicea de la bravo. Nu, mersi. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen. Ah, that's better. Huh? That's better. Man. Ironic. Gets the good stuff. It's got some laxative in it though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Dukes and get Dukes? A car for me. Se potrivește numele. Cap de cretă. EIC subway station. Okay? Okay, okay. Bine, bine. No, I got the keys, Yoko, keys. I need you to take the car. Ask who owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in a car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little okay. Party. Fine. Iau trenul, ok, și ceva. Las-o, las-o așa. Mamă, și la conduce. Bun, treaba stă în felul următor. Mergem și luăm trenul. Aha, ce e aici? Avem o bâtă de baseball. Ce mai are? Merge și așa. E un accesoriu, după părerea mea, care nu trebuie să lipsească din recuzita unui adevărat bombardier, cum e Nico. Dar el e un bombardier cu suflet mare, știi? Nu e trepăduș de la... Mamă, vezi că-ți sună Nokia 2000, frate. Gata, trebuie să nu împingi oamenii. Și vine trenulețul vesel. Om trenulețul. Și cam obosit, ce naiba. Ești ok, bradre? Că n-ai făcut cine știe ce exercițiu fizic până aici. Calmează-te. Mamă, dar ce detaliu are. Place. Aici e că în New York totuși e mai wow. Ce se vede așa ciudat. Așezat. Ok. Trenurile pot fi folosite să acoperi o distanță mare să călătorești. Bun, logic o să dau enter ca să dau skip la toată excursia noastră.
că nu-mi place peisajul de aici și coborăm. Trebuie să coborăm. Trebuie să iau o mașină. Sper că e aproape totuși, să nu-mi pună la 12 km depărtare. Mă exersez talentul ea. Fii atent aici. Ah, chiar era aproape. În sfârșit, mă, să gândești și la mine. Care-i mașina asta? Jaful ăsta? O, oh, Doamne. What's poppin'? Mm. Bă! Ce facem asta să prinde de mașină? Lol. Calmează că ți-am furat direct mașina. I have your new car, Vlad. It's not pretty though. Real dirty. Dirty? I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole yokel family drives around in a dirty car. But it's not the way over here. Fucking business don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You should lose your age. There is a car wash over in Saratoga Avenue. Se poartă ca un dobitoc și după aceea ce relaxează-te. It was easy. I didn't even have to hurt the guy. Good. Dead guys can't pay interest. You are learning. Ah, grozav. Stai un pic. Aoleu, acum am zici. Știi ceva? Ia să facem noi o excursie prin părculețul ăsta. Pare drăguț. Mamă, frate, bombardier adevărat. A vrut și mașina mea să pască niște iarbă, ce vreți? Pofte la 12 noaptea. Voi n-aveți? Nu judecați. Mamă! N-am cumpărat avion. Ultima dată când m-am uitat era mașina cu 4 roți. Și capă eu 5. Gata. Bă, sper că spălătoria are și un mecanic care cam fi nevoie săraca să se repare printr-un miracol, nu știu. Ar fi frumoșanu. Hai, bag-o prin bureții aia. O, ca nouă, hai. Haide. Numai bună de vândut. Bine, mie nu prea-mi place în general, dar zicem. Hai. Let's fucking go! S-a terminat? S-a terminat cu mașinuța? Super! Dar mult mai durează, gata. Cât a costat? $2? $2 și o pâine. Acum pot să duc mașina direct la vânzare. Da, ce detalii, și mai chiar are și eu, cum place mult. Bine, nu că GTA 5 nu are, dar sunt niște chestii pe care le găsești aici și nu le găsești în GTA 5. Opa, hai să nu facem accident, chiar așa. În halul ăsta. O să mai jucăm o misiune după asta. Vedem ce mai avem de făcut, la ce muncă de jos ne mai pun ăștia. Prietenașii noștri. Of. Ne iubesc de minune, ce să mai... Ok, manevră periculoasă. Notat. Iarăși mi-au zborul, dacă nu sunt atent. My God. Asta era polițai. Rămâne între noi, dar e secretul nostru. Rămânem prieteni și cred că trebuie să băgăm mașinuța aici. Gata. Am băgat mașina în garaj și gata misiunea. Perfect, saving content. Tot Vlad îmi apare pe hartă. M-am încit tankul ăsta, Bentley. Deci că e un Bentley turtit. Aoleu, nu prea merita, sincer. Sincer. You're not a stupid
stupid as you look, Yoko. Come back to see me at the parcel. Vin, 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 cu o sticlă de vin, imediat. Să petrecem. Wow, credea că sunt elicopterele. Am doar o steluță, hai mă, am furat o mașină, ce naiba. Alții fură Titanicul și nu pățesc nimic. Gata. Problema rezolvată. Am scăpat de ei. Hai, jet. Ivan de Not So Terrible. Cine naiba e? Fratele nostru. Hello. Am învățat să salute, Nico. Adevărul e că e mai puznic, așa. Da. Glass of water. Bang, bang, you are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. Hai la măsuță. No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, nu știu cine. You guys had a little kiss. Very funny. What would you say if I told you? Și zicea că nu are simțul umorului. Sau al umorului. Ambele. Hey, 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 gorgeous, no, I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call Caterin, you. Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then. That I am the guy with the powerful friends, and you are the little punk whose only friends is some fat weasel who drives the fucking cab! Oh, nebunule, oh. Why is Ivan going to rob my cousin? Ivan vrea să fure bani de la, de la ferișorul nostru? He's angered Mikhail, Mr. Faustin. Offended him. He thinks he's stealing some paperwork from her mom. Mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery that failed. And what if I say I don't want to be your hitman? That Mr. Faustin will be very. Aoleo, nu vreau să fie domnul Faustin. Supăra pe noi. Okay. I knew we would. Mama, te-ai gândit mult. I put it in this simple way. Now, go wait for him by the car depot. God damn it, man. Urât așa. Hey, gorgeous. Yeah. Where were we? Okay. Are poze cu el. Da, păi, m-am răzgândit, nu mai vreau să-ți vând mașina, vreau să o fur. Și să mergi la misiune, pana mea. Vedem. Oricum lucrurile iau o întorsătură mai ciudată acum că trebuie să facem chestii nasoale. Aolo, Ivan vrea să scape deja, ia uite-l. Bă, băiatule. Unde fugi? Da, 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 nu este frână. În obiceiurile mele. Obiceiurile strămoșești. La noi nu există cuvântul frână. Bă, dar conduce binișor ăla. Sigur nu e pilot de raliu. Titi Aur. Oh, shit. A fost cu intenție, a fost cu direcție la o parte. Mamă, ce nebun. Rândul meu. Frână. Vărul te rezolvă. M-a rămas în urmă. Bro, scapă. Hai după el. Insane omul. Opa, a făcut accident, cred. Unde naiba e? Oh! A fugit! Vino mă încoace omule pe Yangan! Unde fugi? Hai, hai, hai! Urcă-te pe scară, că-l prinde din urmă, nu e bai! Nu e niciun bai! Hai, 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 hai. I don't like you no more, man. There's nothing in this town. Don't do this for him.
Pare rău, bobiță. Bro, mănâncă ăsta. Zici că-s portocale gloanțele mele, ce naiba? Ajutor. Vezi că scapă. What the fuck? Omul chiar are dorință, bă, să scape, nu cred. Hai, hai, hai după el, hai. Rândul meu. Space. Insane. Am învățat. Bro, ce făcuși? Cum? Ăsta mănâncă plumb la micul dejun, jur. Cum naiba poate să pape atâtea gloanțe? Doamne. Am tras, cred că, 10 gloanțe după el, mai mult. Ok. Știi ceva? Vreau să fiu băiat cu minte. Deci... Hai, te salvez. Vlad, once you're dead, you can't be all bad. Stay out of Hove Beach. Thank you. You won't regret this, man. I am out of here. Wanted to live anyway, get away from all these people. Vreau să fiu băiat cu minte astăzi. Uite ce a lăsat. Bro, să spui plămâni noi din partea mea, da. Da, 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 așa sunteți toți de treabă și după aia uitați de mine. Totuși sunt curios puțin și aici. Aoleu, ușor să nu cădem. Na, nu merge acolo. You going to miss him? No, I'm not. I'm getting enough pussy at the moment. I tell you, it's so much better if women already have a man, because you don't have to deal with all this shit all day. Take Mallory for me. Oh, shit. Fuck you! You say this to my face and I will break you! Bro, și ăla să joacă cu focul. Nu faci chestii de genul. Cu fratele Nico. Bă, da, ce... What? Ok. Aici am rămas, bușilor. Hei! Oh! Au! Ce? A fost bine? Dio, moște întordă. Bro! What the fuck? Cum a căzut? Cea mai tare, cea mai tare fază. E tare. Mai poți să mergi, Nico? Ești ok? Ai nevoie de doctor? Să sună acum să pregătească sala de operații sau sal? De transplant de dic? Și toate cele. Mamă, ce mașină! Holy shit, mi-ar fi rușine cu mașina aia pe stradă. Go for food. Okay, hai, mă. Get ready. I will be with you in next hour. Cousin, this is wonderful news. See you soon. Ok, Roman. Aoleu, Roman. Chiar era încă... Ceapița ta. Bodega ta de taxiuri și acum mă pui să mă duc în cealaltă parte a orașului. Dar ce nu face omul pentru vărăsul, nu? Ok. Family first, cum se zice. Las că băgăm o ieșeală. O ieșeală cu băieții. Opa. Deci locul ăsta e deja preferatul meu. E mai tare scurtătoră prin parc. Mă simt ca acasă. Când vâneam vaci cu scuterul. Scurtătoră din nou. Hopa. Ia te uite că am văzut ceva aici. Da. Așa că ați văzut și voi. O armură chiar. Te pup. Respect. O să țin din armura asta. Pf, mult și bine.
3 episoade minim. Bine, hai să nu exagerăm. Dar oricum, e bine că am găsit-o. Deci de-aia era jumate cu jumate. Am înțeles acum. Ia uite, accidente, n-am fost eu de data asta. Chiar pot să mă laud că n-am fost eu. Pric. Opa. Iron Man, intră mașina. Unde mergem? KFC? Alibaba? Alege. Ok. Nico, you do not know how great it is. Fii atent, te duc aici. Clucking Bell. Ah, au Clucking Bell și ăștia de aici, din New York. Before you arrived in Liberty City, things were terrible. I still remember the emails you sent me, cousin. You should have told me how bad things were in this country before I got here. Okay, things aren't easy for us here, but together, we are doing all right. America is an opportunity for a new beginning. You were in need of one. There's no such thing as a new beginning, Roman. With every day we live, we pick up new baggage. Baggage that we must carry with us for the rest of our lives. There's no dropping it and pretending we are fresh and clean just because we get off a boat in a new place. Stop being so dramatic, Nick. Okay, we can fill up with good American food. I'm in the mood for a hormone and chemical hit. Chimicale. Let's go. American fast food. Just think, we could have the exact same meal in the old country. Take me home, Nico. Ce? Stop being so dramatic. Wait. Păi am venit aici fără să bag nimic în gură. Mamă, câtă burgerul. Arată bine, trebuie să recunosc. Mai bine decât la ăia din, de pe coasta de vest. Mi-a dispărut mașina. What? Ce zici, Roman? Furăm un taxi cu tot cu pasagerii. Suntem patru bombardieri în mașină. Băieți, sper că v-ați adus pantalonii curați. Și o periche de schimb, bineînțeles. Îi place lui Roman. Oh, meu. Oare trebuie să-l ducem acasă sau unde? Ah, mai că nici măcar nu merg cu viteză, ce aveți? Uite, te las aici. La fix. My brother. Gata. Niște clienți mulțumiți. Mai poftiți pe la noi. Super tare. Mama, să vezi că începe misiunea instant. Aici am rămas. Ba nu. Bă, fraților, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați like, comment, share și subscribe. Și ne auzim data viitoare. Până atunci, toate ce bune. Pa, pa!